Bună, îmi pare bine să vă revăd și mulțumesc că ați ales să vizionați acest clip. În clipul de astăzi voi face încă un unboxing al unei comenzi de pe Notino. Am nebunit lumea cu comenzile mele de pe Notino, dar știți care e treaba? Am profitat de oferte, m-am răsfățat și cred că astea vor fi în mare cam, zic eu, cadourile mele de Crăciun. Deci nu cred că o să mai cumpăr ceva anume de Crăciun, ci doar o să mă bucur de produsele pe care mi le-am cumpărat acum în ultima perioadă. Pentru valoarea totală a comenzii am să vă las aici scris valoarea în coroane și în lei. Și la fel pentru fiecare produs în parte am să vă las scris prețul individual. Așa că haide să nu mai pierdem vremea și să trecem la desfacerea produselor. Am aici un prim pachetel și este vorba de un produs de la Nivea, un produs pe care mi l-am dorit foarte mult și un produs pe care l-am văzut foarte, foarte lăudat aici în comunitatea de beauty de pe YouTube, la fetele din România. Și este vorba despre acest body soufflé coconut and monoi milk. Așa arată ambalajul. Este o cremă cu o textură așa ca de frișcă, am înțeles, cu un miros foarte frumos de cocos. Oil in cream. Eu am avut și am în continuare varianta oil in cream, aia așa mare, sticluță cu pompiță, pe care am primit-o de la Simona Bujor, te pup, draga mea. Și am zis că, hai, dacă tot e atât de lăudat produsul ăsta, ce ar fi să îl încerc și eu. Este sigilat, așa că, wow! Ia uitați cum arată. E ca o cremă așa de prăjitură și are niște bobițe de ulei. Sunt astea, cu siguranță. Așa că ia să vedem. Oh, cum miroase. Foarte fain miroase a cocos. M-aș fi așteptat poate la un miros ceva mai puternic, dar e ok și așa. Super, abia aștept să o folosesc. Este într-o cantitate de, da, să vedem, 200 de mililitri. Și cât timp e valabilă? 12 luni la data deschidere, așa că am timp berechet ca să o consum fără niciun fel de problemă și mă bucur că în sfârșit am reușit să-mi iau și eu acest produs. Trecem mai departe, ia să vedem ce mai avem aici. Aici pumpuța asta, sunt două produse pentru care practic am făcut această comandă. Ia să te desfac pe asta, dacă pot și dacă reușesc. Dacă aveam un popor făcut pe aici, o mai am făcut. Așa, sunt două produse de la Saios, nu sunt produse străine, sunt produse pe care le-am mai avut, deci acum eu practic le recumpăr. E vorba de acestea două, șamponul și balsamul din gama Pure Fresh Micellar Shampoo. Cred că voi deja ați văzut la timpul ăsta clipul de Empties și ați văzut că v-am arătat acolo balsamul ăsta, că l-am terminat. Și mai am în baie șamponul, dar nu mai am foarte mult, pentru că din șamponul ăsta eu mă spăl așa cam din când în când. L-am folosit pentru spălarea finală l-am folosit pentru spălarea finală pentru părul ondulat. Acum vedeți că s-a făcut el așa ondulat, dar nu am făcut spălarea finală. Știți că m-am vopsit și am început după aceea să folosesc produse care nu sunt neapărat CG. Și oricum, e bun de avut în casă pentru că îl folosesc și copiii și soțul. Șamponul ăsta e unul foarte bun, curăță bine părul, nu am văzut ca să-mi însuce părul, este așa un șampon light, dar nu conține silicon, uleiuri minerale și nici coloranți artificiali, are 500 de mililitri, e valabil 12 luni de la data deschiderii și mie îmi place, plus că mirosul e unul foarte plăcut, foarte plăcut așa și ușor dulceag și proaspăt, iar balsamul la fel este fără siliconurile minerale și coloranții. Este genul ăla de balsam foarte light pentru păr, dar dacă ați văzut clipul de Empties, ați aflat acolo mai multe detalii. Dacă nu, vă las aici un card sus și eventual un link în bara de descriere ca să mergeți să vedeți acolo mai multe detalii despre el. Mai am aici, ca să termin cu coșnicul,
Mai am aici încă un produs de la Nivea, nu știu cum se face, dar am testat și am cumpărat destul de multe produse la Nivea în ultima perioadă. Iar aici am Soothing Cleansing Oil Face and Eyes, un ulei de curățare a machiajului. E un ulei pe care l-am văzut recomandat în acel grup cu produsele de la The Ordinary, dar nu se recomandă acolo doar produse de la The Ordinary, ci se recomandă în general produse care sunt prietenoase cu tenul. Uleiul acesta este cu ulei din semințe de struguri, este indicat pentru pielea sensibilă, se șterge cu apă, nu conține parfum, pentru că asta e principalul motiv pentru care pielea se sensibilizează și l-am văzut, cred că l-am văzut și pe YouTube, pe la fete, că îl folosesc și mai era încă o variantă ceva mai pe roz și am zis că ce-ar fi să îl încerc și eu, chit că îl am pe acela de la Yves Rocher, care îmi place foarte mult, îmi place acum din ce în ce mai mult, pentru că i-am găsit acolo eu chichița ca să-l fac să-mi placă la fel de mult cum îmi plăcea celălalt de dinainte, care era tot de la Yves Rocher, din gama Pure Camomile și așa mai departe. Știți voi detaliile dacă mă urmăriți. Am zis că nu ar strica să încerc și un produs din acesta, pentru că poate nu toată lumea își cumpără produse de la Yves Rocher, acolo trebuie să ai un minim de comandă, cu siguranță este ceva mai scump, mai mult ca sigur e mai scump uleiul de la Yves Rocher decât cel de la Nivea, așa că eu am hotărât să-l testez ca să vă pot spune și vouă dacă merită sau nu și să găsesc o variantă mai accesibilă pentru toată lumea ca să vă îndepărtați machiajul cât mai simplu și cât mai delicat de pe fața voastră. Mă gândeam acum să-l miros, dar nu are rost să-l miros pentru că nu are parfum. El așa pare destul de apos ca și consistență, ceea ce e foarte bine și cu siguranță veți mai auzi despre el aici la mine pe canal. Mi-am comandat miniatura asta de șampon de la Cloran. Eu am crezut că e mai mare, dar nu știu cum am făcut de m-am păcălit. Nu contează, dacă mă știu focusul. Așa arată. Cloran Nutrition Shampooing Nourishing Shampoo with Mango Butter. Pentru părul uscat are 25 de mililitri. Miniatura, de asta eu m-am păcălit, serios, de asta m-am păcălit, că am zis că 25 mililitri mare. Și e valabil 12 luni de la data deschiderii. Și v-am zis, are 25 mililitri, este fabricat în Franța și miroase, ce frumos miroase, pentru că l-am mirosit când am desfăcut coletul. Eram super curioasă, dar miroase super, super bine a mango, dar mango ăsta dă într-un fel de miros de piersică, ceva de genul ăsta și e super. Iar acum trecem la ultimul produs, avem aici penultimul produs de la Jaya, se pronunță. Știți că v-am mai spus eu că am avut la muncă o colegă din Polonia și am întrebat-o, pentru că Jaya este o marcă poloneză, și am întrebat-o cum se citește corect și mi-a spus Jaya. Deja ați văzut despre ce este vorba. Nu, e vorba de un body butter cu nucă de cocos, omega 3, omega 6 și vitamina E. Eu am văzut acest produs lăudat de Simona Bujor, i-a ghicit, era evident, nu? Și am zis că ar fi o idee bună să-l încerc și eu, chiar dacă știu că am o groază de creme de corp, dar niciodată cred că nu ai destule, oricum mă dau în fiecare seară, dacă simt nevoia, mă mai dau odată și dimineața, dacă simt că pielea mea e mai uscată, de obicei acum în sezonul ăsta rece mi se usucă mai tare și e binevenit. Scrie aici că ar conține lipide din nuca de cocos, bogate în omega 3, omega 6 și vitamina E. Înlocuiește sau nu, completează deficitul de lipide, revitalizează în mod natural pielea și repară bariera naturală de protecție, oferă o elasticitate vizibilă și pielea devine mai moale, se lasă pielea mult mai fină și delicată la atingere, se aplică într-un strat gros, zice aici, și pe toată pielea. Super interesant. Are 200 de mililitri și e valabilă, nu scrie,
Ba da, e valabilă până în aprilie 2022, deci nu are o dată gen de când ai deschis-o și până expiră. E ok și așa, fără nicio problemă. Din ingrediente, să vedem aici, ca să zic așa, are silicon, deci va avea un feeling așa mai finuț și are și parfum, oricum. Simona zicea că miroase foarte bine, e sigilat, că miroase foarte bine a cocos și că hidratează foarte bine pielea și că ea recomandă acest produs. O, ai cum miroase. Ca o prăjitură cu cocos. Și fix are textura aia, dar nu e chiar ca de unt. E ceva mai blând, așa. Eu m-am dat înainte tot cu cocos, deci nu contează. Da, miroase super bine. Un miros de cocos din acela dulceag, așa, foarte plăcut. Abia aștept să o folosesc. E bine că o să le pun așa prin rotație oarecum în dulăpiorul din baie și să folosesc o seară pe una, o seară pe alta și tot așa, ca să ajung să le testez pe toate și la fel o să aflați de aici la mine mai multe despre ele. Și mai avem aici un produs. Să vă pun să ghiciți, e o paletuță, oare de la ce firmă, să fie Makeup Revolution. M-am îndrăgostit, fraților, așa de tare de fraților surorilor. M-am îndrăgostit așa tare de paletele de la Makeup Revolution. Nu știu dacă mai rost să vă mai arăt încă o dată pe aceasta de aici. Velvet Rose e paleta cu care sunt și machiată astăzi. Dacă vedeți așa un pic machiajul ea. Focus, focus. Așa, cam așa arată machiajul meu de azi, nu foarte strident, așa mai soft, dar nu știu, paleta asta e vis și fantezie, îmi place foarte mult și cealaltă de dinaintea ei, eu le mai arăt un pic pentru că sunt prea faine, asta de aici, așa. Și aici e varianta Iconic Fever, ca să nu mai uși țin și eu dată minte cum se cheamă paleta. Avem tot din aceeași gamă care se numește Reloaded. Minunăția asta de aici, Empire. Îmi lipseau, sincer să vă spun, din colecție nuanțe dintre astea așa de verde cachi și am zis că e ok. Cea mai bună soluție e să cumpăr paletuța asta, stați că să desfac, să nu se mai oglindească ring light-ul ăsta, că e și sigilat, aoleu. Dacă reușesc să desfac așa sigiliu fără să trebuiască să adaug un alt instrument. Acum sunt toată unsă pe mâini cu cremele, dar hai că uite reușesc. Așa. Ce emoții am! Ia să vedeți, wow, eu acum o văd prima dată așa în fața mea, dar e superbă, superbă. Ia să vedem, hai și cu focusul, ia uitați-vă voi așa un pic. Marea majoritatea lor sunt nuanțe sidefate, nici nu știu care e mata acum, pentru că vă las pe voi să vă uitați la ea, dar ia uitați ce nuanțe superbe! O singură nuanță este mată, și anume asta de aici, că o pot folosi ca nuanță pentru blending, dar mă rog, e cam pământie. Dar nuanțele astea sunt minunate, mi-era dor să machiez așa cu nuanțe de astea de khaki. Și chiar hai să vedem, mergem pe ele așa frumos, să vedem cam cum arată. Uite, am să iau aici verdele asta, verde cachi, mă rog, așa, și pe ăsta de aici, și pe ăsta de aici, așa un petrol, un gri petrol vernil, wow! Ia uitați aici ce frumoase sunt! Doamne, doamne, abia aștept să mă machiez cu paleta asta. Ia uitați, sunt superbe. Stați să mă șterg pentru că am un prosopel aici în fața mea și să mai dau cu degetele pe câteva nuanțe, asta ca să nu ziceți că nu vă arăt și nu vă, să nu vedeți, că nu vedeți swatch-uri. Vedeți că mai ies așa un pic moldoveaca din mine, că am văzut că vă place. Așa, ia să vedem, uite, asta așa frumos de aici. Uai, de mine, da, ce frumos. Așa, pe care să-l mai încerc. Uite, arămiu ăsta așa frumos.
Și care ar mai fi? Nici nu știu pe care să le aleg. Uite, și asta tot așa cu un ton de cachi. O, asta este cam prăfos. Mă rog. Ia să vedeți așa. Foarte frumoase și astea. Ia uitați la ăsta, roșu ăsta. Ce frumos și cu arămiu ăsta. Superbi. Hai că mai șterg o dată. Măcar așa cred că apuc să fac la marea majoritate a fardurilor, să fac swatch și deja văd pe care am dat. Să vă arăt și vouă, da? Uite, asta așa. Asta, uriu ăsta, foarte frumos. E un pic flaky așa, dar nu e stres. Asta de aici. Probabil și eu mă grăbesc când dau cu degetul. Și astea sunt gen așa ca niște pigmenti presați și cred că de asta sunt așa mai flaky, dar nu e problemă. Ia să vedeți și pe astea. Absolut superbe nuanțele, superbe. Nu știu dacă a mai rămas vreuna fără swatch. Au rămas, hai să vedem. Mai sunt 3 nuanțe, ar fi... Asta de aici așa închis, nu știu să vă spun ce culoare, așa în fel de culoarea vântului turbat. La fel și asta de aici, că asta care e mat și ar mai fi prima de aici de sus, care e așa, băi, la frumoase, mă. Cam așa arată. Asta de aici, de pe inelar, e nuanța mată. Nu cred că o să mă omor neapărat după dânsa, dar în celelalte nuanțe... Cu siguranță o să intru bine. Am rămas fără cuvinte. Îmi place foarte, 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 foarte mult. E foarte frumoasă, foarte superbă, e superbă. Dacă aveți ocazia să vă luați măcar una din paletele astea, care vă plac așa ca și nuanțe și care vreți să le folosiți, eu zic că merită toți banii. Chiar și asta cred că a costat undeva la... Nu știu, sper să nu mă înșel, ori 37 de coroane, ori 43 de coroane, ceva de genul ăsta. Deci nu e foarte mult și mai ales dacă găsiți la Notina oferta cu livrarea gratuită, eu zic că se merită toți banii și o să mă vedeți folosind-o prin tutoriale, dar nu tutoriale la genul să fac un clip de sine stătător. Eu zic de acum tutorialele de machiaj așa să le includ în vloguri, dar să fie undeva, să nu țină mai mult de 5 minute bucățica respectivă, 5, 6, 7 minute maxim ca să nu vă plictisesc, dar să vedeți și machiaje aici pe canalul meu. Dacă m-ați urmărit în ultima perioadă și ați văzut ultimele clipuri, vă spuneam eu că sunt un pic dezamăgită de faptul că nu sunt foarte urmărite clipurile de tutorial de machiaj. Dar cred că eram totuși într-o zi din aia așa cam prea meh, știți voi. Și am transmis poate mai că sunt, ca, voi ați înțeles că sunt mult mai afectată decât cât eram eu practic în realitate. Nu e chiar așa, sunt ok și văd și eu într-adevăr că merg mai bine vlogurile și am să continui pe partea asta de vloguri ca să mă vedeți așa mai mult cum sunt eu în viața mea de zi cu zi și cu accentul ăsta frumos de moldoveancă. Dar n-am să încorporez pe parcursul vlogurilor și testarii de produse și un tutorial de machiaj, adică așa să fie din toate câte un pic și să vă placă și să mă urmăriți cu mare drag în continuare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă pup, vă iubesc, nu uitați de like, share, subscribe și tot aici ne vedem la un nou clip. Până atunci, vă pup și aveți grijă de voi! Pa!